5 euro, 6 fabricate după 2011, ar urma să primească un sticker de culoare albastră, căruia îi va corespunde cifra 6. Această mașină are motor pe benzină și a fost fabricată în 2007. Asta înseamnă că are norma de poluare Euro 4. În aceste condiții, cel mai probabil, i-ar reveni un sticker de culoare galbenă, numerotat cu cifra 5. Același abțipind ar putea fi valabil și pentru autoturismele cu motoare diesel, Euro 5 și Euro 6, fabricate după 1 ianuarie 2011. Abțipindul de culoare portocalie numerotat cu cifra 4 ar putea deveni obligatoriu în cazul mașinilor cu motor diesel Euro 4, fabricate între 2006 și 2010, și celor pe benzina Euro 2 și Euro 3, fabricate între 1997 și 2005. Următorul sticker are culoarea maro, este numerotat cu cifra 3 și ar putea fi destinat mașinilor cu motoare pe motorină, Euro 3, fabricate între 2001 și 2005. Ultima categorie este stickerul de culoare roșie cu cifra 2. La inspecția tehnică periodică, detaliile finale nefiind încă stabilite. Eliberarea abțipildurilor se va face fără niciun cost, exceptând prețul stickerului de câțiva lei. Însă primăriile ar putea stabili diferite zone cu aglomerație în orașe, iar pentru a putea folosi autoturismul în zonele respective, șoferii care dețin mașini care poluează